În aceste zile, la Clopotiva, din comuna Râul de Mori, se desfășoară o importantă competiție de parapantă. Deși participă sportivi experimentați, unul dintre aceștia a fost nevoit să ceară, în cursul zilei de ieri, ajutorul salvamontiștilor hunedoreni, deoarece a rămas suspendat într-un copac. Cum a fost intervenția? Destul de lungă, ținând cont de distanța destul de mare unde a aterizat parapantistul. Țin să menționez că este un campionat mondial în zona Clopotiva și sunt aproape peste 100 de parapantiști în aer dintr-o dată. Avem echipe acolo de asistență, însă ieri a fost anunțat că unul din ei a rămas suspendat într-o pădure de demolit destul de înaltă. Ceea ce a făcut deplasarea destul de lungă, pentru că zona era undeva deasupra cabanei Balea, aproape de un vârf, la lizera pădurii. Cred că mai avea câteva sute de metri și a aterizat fără probleme. Probabil curenții n-au mai fost ascendenți, cine știe, el știe mai bine. Parapantistul nu a fost rănit, dar salvamontiștii regretă că nu pot ajunge mai repede la locurile incidentelor, întrucât legislația nu le permite să folosească în trafic semnale acustice și luminoase pe autovehicule și ca atare sunt nevoiți să circule ca orice mașină. Cert e că s-a deplasat echipa, aș vrea să menționez că s-a deplasat cu greutate, pentru că în continuare nu beneficiem de ajutorul și suportul legislației în vigoare, adică să folosim semnalele acustice și luminoase, ne deplasăm ca orice altă mașină în trafic, ceea ce a făcut ca deplasarea să fie destul de lungă, mai ales că și drumul de la Pui Hobița încolo către Balea este accidentat, însă la ajuns la fața locului, parapantistul a fost dat jos în siguranță, n-a avut niciun fel de traumatism, a durat o perioadă destul de lungă până i-am recuperat și aripa, totul a decurs bine, să cum v-am spus, timpul destul de lung, datorită deplasării și condițiile din trafic. Tot ieri salvamontiștii au acționat și pentru acordarea de prim ajutor unui cioban mușcat de viperă, iar pentru transportarea acestuia la cel mai apropiat spital a fost nevoie de un elicopter. Salvamontiștii recomandă ca în acest sezon turiștii să fie echipați corespunzător și să fie atenți să nu deranjeze viperele, care devin agresive doar în aceste situații. Sunt și vipere, am avut un caz care a fost transportat cu elicopterul la spital, probabil, adică se mai lucra sigur un cioban mușcat de viperă, dar cine știe, nu știm exact detaliile, însă majoritatea celor mușcați de viperă au fost mușcați de membrele superioare. Deci mare atenție, vipera nu atacă doar dacă e surprinsă din greșeală, ai călcat pe ea sau ai dat cu piciorul. Asta înseamnă că e indicat să aveți un pantalon lung peste bocanc, să evitați expunerile membrelor inferioare la tot felul de mușcături, chiar și de insecte, fiind ele destul de dăunătoare, să zic așa. Turiștii mai sunt sfătuiți să treacă pe la punctele salvamont înainte de a începe ascensiunile în munți și să se intereseze de prognoza meteo pentru a evita astfel alte riscuri.